În continuare avem grupul cu care se termina și în care este Carol al II-lea cu mantia de ordinul lui Mihai Viteazu și viitorul rege Mihai I în postura lui de principe moștenitor, de mare voievode Alba Iulia, în uniformă militară. Și cu câteva figuri alegorice de jur împrejur. Și asta a fost ștearsă și în locul ei a fost pusă o compoziție alegorică comandată ad hoc. Și reușita lui este remarcabilă, dar, repet, Costin Petrescu era specializat în problemele freșii. A scris despre acest lucru și mă amintesc că în tinerețea mea am avut o serie de conversații cu băiatul lui Costin Petrescu, care era un distins arhitect și care îmi vorbea foarte mult, venea la noi la Academie și aveam conversații în legătură cu opera tatălui său. La vita inferno all'infelice in vano morte desir. Aici puteți vedea un autoportret al bunicului meu, care este o schiță autoportretului care se află și pe fresca de la Ateneu. Bunicul meu s-a autoportretizat în ultimul pasaj după înlocuirea pasajului cu Carol al II-lea. Au trecut de atunci 8 decenii și parcă ea e mai vie ca oricând. Nu se perimează. Asemenea opere de artă intră în conștiința publică și eu i-aș face pe toți românii să o cunoască. Noi românii avem o aplecare specială pentru imagine. Suntem singurul popor care avem biserici pictate și în interior și în exterior. I-au uimit pe istoricii de artă încă din secolul al XIX-lea, când au venit să vadă cum am reprezentat noi Cartea Sfântă pentru un popor de oameni atenți, ascultători. Neputând citi Cartea Sfântă, preoții și călugării și maicile aveau menirea să le explice prin imagini. Și atunci, de ce nu și istoria neamului nostru, de ce să nu fie și ea explicată prin imagini? Evident că imaginile operează prin abstracțiune, adică scot din contextul general al curgerii timpului câteva scene care par memorabile. Voi fi în fața lui, voi îndrăzni să-i zic: Doamne, Tu singur știi ce a fost pe inima mea, că în Tine am crezut și că nicio deșertăciune nu s-a lipit de sufletul meu. Doamne, osândește-mă după păcatele mele și nu mă osândi pentru pacea cu turcii spre mântuirea sărmanului meu popor. Țineți minte cuvintele lui Ștefan, care v-a fost baci până la dânci bătrânețe, că Moldova n-a fost a strămoșilor mei, n-a fost a mea și nu a voastră, ci a urmașilor voștri și a urmașilor urmașilor voștri în veacul vecilor. Câte popoare europene au avut un asemenea voievod care să fi fost numit de papa de la Roma, atlet al lui Hristos? Și știți, de multe ori limbajul artistic merge la suflet
mai ușor decât limbajul unui istoric erudit. Fresca Ateneului ar trebui să însemne pentru toată lumea. Este reconstituirea perioadei benefice din istoria integrală a României, dar sigur din istoria modernă. Oferă o lecție pentru, fără să trebuiască explicații prea multe, o lecție pentru cel care vrea să se impregneze, o să spun o vorbă mare, la mine este cam rar asta, de iubire, să ai motivația să-ți iubești țara. Vizitezi fresca, o privești, smerit, pentru că acolo este o parte de istorie glorioasă. Istoria asta glorioasă corespunde exclusiv cu perioada monarhică. 1888-1881 regatul, 1948 plecarea regelui Mihai. Fresca lui Costin Petrescu reflectă, după părerea mea, nivelul la care se afla pictura monumentală românească la acea dată, la către finele perioadei interbelice. Un singur gând m-a chinuit tot timpul. Era mai mult decât o ambiție. Era ținta supremă a vieții mele. De 30 de ani port în mine planul acestei lucrări, pe care am schițat-o și am studiat-o aproape fără întrerupere. Se punea însă o problemă foarte dificilă. Pe un spațiu lung de 75 de metri și lat de 3 metri, trebuia să concentrez istoria zbuciumată a țării mele. Cum aș fi putut să o fac dacă aș fi reprezentat mersul ascensiv al fiecărei epoci? Nu mi-ar fi ajuns pentru asta nici calea victoriei întreagă. Dovadă pregnantă a responsabilității artistului Costin Petrescu și a conștiinței sale de român, fresca de la Ateneu este cea mai amplă friză istorică din pictura murală românească și cea mai complexă reprezentare monumentală a istoriei poporului român. Costin Petrescu a lucrat la această mare operă, care este fresca Ateneului, timp de 4 ani, din 1933 până în 1937, iar acum exact 80 de ani, în 1938, fresca a fost inaugurată. Încă de la faza de proiectare a Ateneului, Constantin Esarcu, fondatorul Societății Ateneul Român și arhitectul Albert Galeron, veniseră cu ideea de a înfățișa în sala de conferință edificiului o suită de imagini plastice desprinse din istoria românilor. Alexandru Dobescu a reluat această idee într-o conferință ținută la Ateneu în anul 1888, propunând acoperirea cu scene istorice a frizei ce înconjoară sala circulară. Prin urmare, în seara zilei de 19 martie 1889, spectatorii invitați la inaugurarea sălii mare a Ateneului au putut vedea pe friza circulară inscripționate cuvintele: loc rezervat pentru marea frescă ce va reprezenta fazele principale ale istoriei românilor. Așa cum ne povestește Costin Petrescu în publicația de la inaugurare, cu mare emoție a dat jos literele acelea scrise la fine de secol XIX. Îmi amintesc clipa în care am dat cu ciocanul în prima literă, care începe pe perete dictonul fatidic: loc rezervat pentru... Am trăit atunci cea mai puternică emoție din viața mea și aș fi vrut să se deschidă pământul, atât de mult mă spăimânta spațiul gol pe care trebuia să-l umplu cu viață. Este o dovadă foarte pregnantă, așa, responsabilității
artistului și a conștiinței sale profunde privitoare la semnificația lucrării pe care avea să o realizeze. Au trecut 5 decenii până la realizarea frescei, aceasta fiind inaugurată la data de 26 mai 1938, într-o atmosferă cu totul particulară, în prezența regelui Carol al II-lea și a marelui voievod Mihai. Cu acest prilej a avut loc un concert simfonic sub bagheta dirijorului George Georgescu, când s-a interpretat și piesa Poemul Neamului, compusă de Sabin Drăgoi. De mult era proiectată această frescă, însă întâi s-au investit banii pentru orgă, știți că Ateneul are o orgă, și după aceea s-au investit banii pentru frescă. Și aceasta a revenit perioadei de sfârșit a domniei Carol al II-lea. Dorindu-se o opțiune foarte îngrijită a sintezei istoriei naționale, această amânare de 5 decenii a fost totuși destul de importantă, pentru că au putut fi surprinse în imagini războiul pentru întregirea neamului și încoronarea regelui Ferdinand și a reginei Maria la Alba Iulia din anul 1922. Faptul că s-a făcut fresca după Marele Război a ajutat și la includerea în frescă a acestui moment extraordinar al istoriei noastre, poate cea mai importantă împlinire pe care au avut-o românii până recent, adică realizarea statului național unitar, ora astrală a românilor, spun eu după o expresie a lui Ștefan Zweig, care are o carte, Orele astrale ale omenirii. A fost făcută într-un deceniu de glorie. Știm că anul 1938 este dat ca reper pentru o serie de împliniri importante ale României unite de după 1918 și s-a întâmplat, a fost simbolic, că s-a terminat în 1938, de fapt ultimul an de pace și prosperitate și pentru Europa și pentru români. România era un stat tânăr, mare, care avea nevoie de afirmarea identității naționale, iar acest lucru trebuia să se întâmple și prin opere de artă care să poată fi prezentate atât publicului românesc, națiunii, cât și străinilor. În aceeași perioadă în care Costin Petrescu elaborează scenele, pictează fresca de la Ateneu, a mai fost elaborată o altă operă care prezenta într-o friză istoria românilor și această operă este friza cu istoria românilor în aramă bătută, realizată de sculptorul Mac Constantinescu pentru pavilionul României de la Expoziția Internațională din la New York 1939. Este aceeași concepție și aceeași nevoie de afirmare a identității, de cunoaștere a istoriei. Ideea de frescă sau de operă de artă care să ilustreze într-o friză, într-o suită centrală, principalele momente ale istoriei, este o idee care ține de secolul al XIX-lea. În secolul al XIX-lea, istoria era știința regină, acesta fiind secolul identităților naționale. Se cunosc cazuri, de exemplu în Franța, de monumente importante care sunt decorate cu pictură monumentală cu valoare identitară națională, cum ar fi Panteonul din Paris. La noi, împlinirea aceasta politică națională, teritorială și găsirea identității naționale și o anume început de împlinire, de consolidare a statului modern, se întâmplă decalat față de secolul XIX, se întâmplă prin primul război mondial și se afirmă apoi în perioada interbelică. Se spune atât de către istorici, cât și mai ales de către istoricii de artă, că secolul al XIX-lea se încheie cu primul război mondial. Și mie mi se pare că această idee este valabilă și pentru situația României, a cărei postură modernă și de stat național consolidat, mare, e vorba de România mare, atunci o putem percepe, după, evident, după războiul întregirii.
Pentru realizarea frescei de la Ateneu s-a vehiculat și numele unui artist străin, care era autorul unor picturi în ulei de la Panteonul din Paris. Este vorba de Pierre Puvis de Chavannes. Dar la sfârșit de secol XIX, Puvis de Chavannes era în vârstă, el propunea pictură în ulei, ori a existat o conștiință, un interes pentru pictură tradițională în tehnica frescei. De la început, cei care au ridicat Ateneul român, cei care s-au ocupat, Constantin Esarcu, Odobescu și alții, au vorbit despre necesitatea unei fresce. O altă ofertă pentru această compoziție istorică a fost făcută în anul 1901 de pictorul Ștefan Popescu. Acesta relua ideea franceză a panourilor pictate pe pânză și apoi lipite pe zid. Oferta artistului Ștefan Popescu nu a fost acceptată, întrucât suma de 80.000 de lei, necesară și pentru o documentare temeinică și îndelungată, inclusiv în străinătate, a fost considerată exorbitantă de autoritățile vremii. Oricum, o condiție de execuție impunea tehnica a fresco, deși în epocă, pictura în ulei și stilul neoclasic erau încă în vogă. Tehnica a fresco, după cum se știe, fiind lucrată pe suport ud, permite o fixare a culorilor în stratul de preparare, dând o durabilitate foarte mare peste veacuri, așa cum se observă din experiența marilor noastre ansambluri de pictură din Evul Mediu, care au rezistat până în vremurile noastre. Tot în această perioadă, atrage atenția Comitetului pentru Soluționarea Problemei Frescei Ateneului, pictorul Costin Petrescu. Profesor la Școala de Bele Arte din București, se remarcase deja cu o expoziție de lucrări istorice la Ateneul Român, cu ocazia evenimentelor culturale care marcaseră 400 de ani de la moartea lui Ștefan cel Mare. El provenea dintr-o familie de pictori de subțire. Aici, în prima cameră, după cum se vede, avem și niște lucrări rămase de la tatăl bunicului meu, respectiv Ilie Petrescu, care și el a fost dugrav de biserici și a pictat circa 40 de biserici în județul Argeș. La un moment dat, el era șeful brezdei judreavilor din județul Argeș. În spatele dumneavoastră se poate vedea o singură lucrare, de fapt, care ne-a rămas de la străbunicul meu, tatălui Ilie Petrescu, Petre Zugravu, numele lui era Ghețulescu. Bunicul lui, Zugravul Petre Ghețulescu, a fost unul dintre meșterii care zugravi implicați în pictarea bisericilor din ansamblu Mănăstirii Horezu, deci suntem prin Petre Ghețulescu în secolul XVIII. Deci toată această tradiție de familie a fost un lucru extrem de prețios în transmiterea tehnicii tradiționale a frescei. Costin Petrescu face parte din generația artiștilor noștri importanți interbelici, alături de Paladi, alături de Petrașcu. El este născut în 1872 la Pitești și trăiește până în 1954 la București. Formația lui este interesantă. A făcut și studii de bele arte la Școala de Arte Frumoase din București. După aceea, tot acolo, a urmat și secția de arhitectură împreună cu arhitectul Sterian. Bursă în străinătate, la Viena, apoi la Paris în 1903, la Academia Julian, dar important este de subliniat faptul că în cadrul Școlii de Arte Frumoase, unde el a predat din 1906 până în 1937, el avea locul lui bine stabilit, un profil aparte și era
profesorul și șeful catedrei de artă decorativă și mai precis, cursul lui era un curs de tehnică a frescei. Costin Petrescu este și autorul unui valoros tratat despre frescă, L'Art de la Fresque, apărut în anul 1931 la editura Le Franc din Paris. În acest tratat despre arta frescei, care este considerat și astăzi unul dintre cele mai importante tratate moderne de arta frescei, sunt combinate ambele surse, fresca tradițională bizantină și fresca occidentală. Interesul pentru frescă nu este un fenomen care se petrece numai în cazul lui Costin Petrescu. El cred că trebuie perceput pe fundalul interesului general pentru arta frescă. Este o reînnoire a picturii murale și în Europa occidentală în primele decenii din secolul al XX-lea. Este un moment în care se introduce și un curs și apoi o catedră de arta frescei la Ecole de Beaux-Arts la Paris. Prin el și printr-un alt contemporan al său, Dimitrie Belizarie, s-a păstrat tradiția tehnicii, dar și a unui stil mai apropiat de specificul picturii tradiționale românești, într-o vreme în care curentele erau diversificate. Astfel, abordarea unei tehnici tradiționale într-o mare lucrare despre istoria românilor era un lucru destul de potrivit, care mergea mână în mână cu problema identității naționale. De altfel, Costin Petrescu este cunoscut și ca un mare pictor de biserici. A mai pictat, în ulei sau în frescă, o serie de lăcașuri de cult, precum Biserica Sfântul Silvestru, Biserica Sfântul Dumitru, Colentina, Biserica Mihai Vodă din București sau Biserica Sfântul Nicolae din Șcheii Brașovului. Cea mai cunoscută lucrare a sa din spațiul eclezial este pictura emblematicei catedrale a reîntregirii neamului din Alba Iulia, pictură finalizată în anul 1922 pentru momentul încoronării regelui Ferdinand și a reginei Maria. În fresca Ateneului, artistul a adus în atenție istoria și spiritualitatea poporului român într-o cheie prin care încerca să aibă legătură cu pictura de tradiție bizantină, pe care a interpretat-o într-o notă ușor simbolist-romantică sau cu anumite nuanțe post-impresioniste. Putem spune, astfel, că lucrarea de la Ateneu a fost gândită ca o frescă votivă de biserică. Este o mare frescă votivă care, în loc să fie pusă pe peretele pronaosului, este pusă în interiorul unui element de cultură, de să simte tradiția bisericească, să simte că peste tot este firul creștinismului prezent. Pentru tematica frescei, Costin Petrescu s-a consultat cu savantul Nicolae Iorga. Acesta i-a sugerat câteva momente istorice semnificative pentru a acoperi întreaga perioadă a devenirii noastre ca stat. Era vremea, spuneam, a marii influențe a lui Nicolae Iorga, la începutul deceniului în care lucrează Costin Petrescu fresca. Iorga fusese și conducător al țării în calitate de prim-ministru, era vocea cea mai autorizată a culturii noastre, a Academiei. Mai mult, erau anii în care Iorga își publica faimoasa sa istorie a românilor. Deci, pentru Costin Petrescu, sursa de inspirație era, evident, declarată, era opera lui Nicolae Iorga. Artistul a lucrat acest ansamblu cu studenții săi, printre aceștia vehiculându-se chiar numele părintelui Arsenie Boca, pe atunci Zian Boca. Este foarte posibil ca părintele Arsenie să fi lucrat la fresca Ateneului, întrucât documentele arată că absolvise Academia de Arte Frumoase în anul 1938. În general, ucenicii care îl ajutau erau puși de bunicul meu să picteze mai ales fondurile mari și nu în niciun caz lucrările de finețe, cum erau pictarea fețelor, a mâinilor, a detaliilor care erau
foarte delicat de executat. Pentru această friză istorică, Costin Petrescu a ales vârfurile istoriei naționale, prin anumite momente sugerându-se și altele conexe. Sunt 25 de scene care încep de la nașterea poporului român, de la simbioza daco-romană și se finalizează cu făurirea României Mari și cu momentul încoronării de la Alba Iulia. La mijlocul acestei frize se află scena a 13-a, care ne prezintă epoca de mare cultură și stabilitate a țării, și anume epoca scurtă de un deceniu din 1512 până la 1521 a Sfântului Voievod Neagoe Basarab. Aceasta este reprezentată chiar în dreptul lojii regale din axul sălii, fiind în legătură directă cu centrul scenei. Prima scenă se vede un fragment din podul de peste Dunăre de la Severin și legiunii romane care trec în Dacia. Vasile Pârvan, părintele arheologiei românești, a spus o frază memorabilă. Îi slăvim pe daci pentru vitejia lor și îi binecuvântăm pe romanii cuceritori, căci datorită lor ne-am născut noi miracolul românesc. În grupul inițial apare figura împăratului Traian ca biruitor. Lângă el îl vedem pe Apolodor din Damasc. Plămădirea noului popor daco-roman este înfățișată printr-o pioasă idilă ce se petrece lângă o stelă funerară dacă, piatră găsită în săpăturile de la Alba Iulia. O tânără dacă aprinde candela pe o piatră de mormânt, pe când un tânăr legionar roman, alături de dânsa, ia parte la acest act. Urmează scena Sentinela Romană. Sentinela care la Dunăre și la Carpați apără acest spațiu de invadatori, de migratori din primul mileniu. Era concepția epocii, acel mileniu întunecat, care n-a fost atât de întunecat, dar asta este altceva. A existat un fond permanent. Nu a existat domnitor, au existat atât, existat o populație rurală care este reprezentată în această frescă. O altă scenă ne prezintă statornicirea poporului român. Țăranul român începe să-și pregătească mijloace individuale pentru apărarea sa, securea și arcul de luptă. Intrăm prin descălecat în istoria medievală a românilor. Și trebuie să vă spun că aici, în atmosfera specială a epocii interbelice, în care românitatea, concepția de etnicitate românească, se alia cu ortodoxia, cu viziunea ortodoxă, cu marile valori ale ortodoxiei românești, la fiecare scenă importantă care evoca un moment esențial al istoriei noastre, mai ales din Evul Mediu, dar și din prima epocă modernă, voievodul care întruchipa epoca era însoțit de principala sa ctitorie, de obicei bisericească, uneori și construcții civile sau militare, care arătau marele efort național. În ceea ce privește statele fondate în secolul al XIV-lea, legendarul Negru Vodă apare reprezentat într-un costum de cavaler de inspirație occidentală. Asta era dovada legăturii noastre și cu statele prin intermediul regatului maghiar, cu centrul Europei, cu celelalte țări. Vine în țară, trece peste munți și este întâmpinat de populația locală cu pâine și sare, adică a fost primit de la început bine. Moșneag, da, împărate, căci moșneagul ce privești nu e om de rând, el este domnul țării românești.
Mircea cel Bătrân este reprezentat în mantia aurie, tot asemenea unui cavaler occidental, într-o atitudine de mare demnitate, ținând în mână buzduganul. Înaintea lui vin solii sultanului Bayezid, iar Mircea îi primește într-o atitudine statuară, care vine direct din fresca de la Cozia din secolul XIV, în care Mircea poartă pe genunchi niște acvile bicefale brodate, acest insemn care reprezenta puterea laică și puterea sacerdotală într-un singur trup. Alexandru cel Bun împarte vrednicilor săi sfetnici spade și hrisoave de împuterniciri, luând astfel ființă statul administrativ. Era în spiritul a ceea ce în dreptul medieval se numea dominium eminens, acest drept al domnitorului de a conceda din teritoriul țării pentru care el era posesor integral. Aici este prezentă o licență plastică a lui Costin Petrescu. El pictează pe fundal biserica mănăstirii Moldovița, nu cea din vremea lui Alexandru cel Bun, ctitorul ei, ci Moldovița lui Petru Rareș, cu acel pridvor deschis, pentru că această imagine persistă în conștiința publică. Dar colaborarea dintre domnitorii țărilor române este extrem de sugestivă. Într-o altă scenă, Cruciada Românească, Ioan Corvin, voievodul român al Ardealului, împreună cu domnitorii Vlad Dracul și Ștefan al II-lea, ridică crucea pentru izgonirea turcilor. Iar ca fundal, este interesant ce fundal alege Costin Petrescu pentru această scenă, în mod firesc, evident, castelul Huniazilor sau castelul Corvineștilor, castelul Corvinilor. În plan secundar se ivește ca o viziune figura lui Vlad Țepeș, un continuator al politicii anti-otomane și cetatea Poenari, unde se știe că Țepeș i-a pus să muncească pe boierii nesupuși, încercând să întărească, după cum se știe, autoritatea centrală, până, zice cronica țării, până s-a rupt cămașa de pe ei. Ca o expresie a acelor vremuri de vitejie, este figura unui țăran moldovean care, părăsindu-și plugul și munca câmpului, își pregătește lance de luptă din fierul coasei. Ștefan a fost în situația să apeleze la țărani de foarte multe ori care deveneau adevărați apărători ai țării. Sfântul voievod Ștefan cel Mare este reprezentat cu o mantie inspirată din Tetraevangheliarul de la Humor din 1473, într-o ținută ecvestră. Acesta reia atitudinea de extraordinară demnitate a lui Mircea. Înconjurat de ostași și cler, Sfântul voievod Ștefan cel Mare este înfățișat în culmea strălucirii sale, primindu-i pe solii papei Sixt al IV-lea, care vin să-i aducă în dar spadă de biruință și titlul de atlet al lui Hristos și apărător al creștinătății. Se vede un anumit reproș în privirea lui față de asemenea gesturi care nu puteau suplini, oricât ar fi fost ele de atlet al lui Hristos, de numiri, așa, nu puteau suplini ajutorul efectiv pe care Ștefan îl aștepta în lupta aceasta anti-otomană. În axul scenelor apare epoca Sfântului Voievod Neagoe Basarab. Costin Petrescu s-a inspirat din tabloul votiv pictat de Dobromir de la Târgoviște în Biserica Episcopală de la Curtea de Argeș. Fragmentul de frescă se păstrează la Muzeul Național de Istorie a României. În această scenă, intitulată Epoca de Pace și de Credință, alături de Neagoe Basarab și de Spina Doamna, este portretizat și fiul lor, Teodosie. Mihai Viteazul este înfățișat ca domn stăpânitor al țărilor românești unite prin sabia lui biruitoare. Mihai s-a dovedit a fost în primul rând un mare luptător pentru creștinătate. Mihai Viteazul este ultimul mare general al creștinătății noastre răsăritene. Era așteptat în Noua Romă, la Constantinopol, ca eliberator. Era văzut ca un erou și o spune singur într-un memoriu adresat împăratului că a transformat țara lui într-o poartă, într-un scut al creștinătății, cum spusese nu cu mult înainte și Ștefan cel Mare. Deci Mihai se înscrie într-o galerie, într-o galerie de eroi naționali și Costin Petrescu a reușit să ne-l facă aproape de sufletul nostru și dacă ne raportăm la perioada aceea de final de Ev Mediu și început de lume modernă, trebuie să știm că Mihai Viteazul este și un moștenitor și un depozitar
al tradiției tuturor înaintașilor săi domni, dar este și un om cu privirea spre viitor. E, această tradiție pe care el o purta pe umerii lui este sfințenia domniei. Urmează scena Epocile culturale. Apar cronicarii, apare tiparnița de carte românească sub oblăduirea puternică a lui Matei Basarab în Muntenia și a lui Vasile Lupu în Moldova. Prezența lui Matei Basarab în fresca Ateneului ne trimite cu gândul la domnia sa foarte îndelungată. Îi se datorează peste 40 de edificii ecleziastice. Este cel în timpul căruia s-au dezvoltat în mod foarte pregnant activitatea tipografică. Se reînființează tipografia de la Câmpul Lung în 1635, de la Govora, la Dealul, la Târgoviște. În fundal se profilează zidurile Târgoviștei și Biserica Trei Ierarhi din Iași. La Trei Ierarhi a funcționat o tipografie, tot acolo a existat și o școală domnească, un colegiu domnesc, a apărut tot din inițiativa domnitorului Vasile Lupu. În acest timp prielnic de cultură apare figura de înaltă erudiție a lui Dimitrie Cantemir, domnul Moldovei, pe când Sfântul Voievod Constantin Brâncoveanu, în Țara Românească, deschide cea mai caracteristică epocă a artei religioase românești. Se vede și Biblia care este pusă acolo în prim plan, care este una dintre cele mai importante lucrări, pentru că era în limba română. De numele lui Constantin Brâncoveanu se leagă dezvoltarea, intensificarea activității tipografice, respectiv a desăvârșirii introducerii limbii române în cult. Se văd meșteri zugravi și cioplitori pe fondul ocupat de pridvorul de la Mănăstirea Hurezi. La Mănăstirea Hurezi a activat în mod special zugravul Constantinos, grec de origine, dar care își spunea din Țara Românească, cel care a avut ucenici, a format ucenici în arta zugrăviei de biserici. Răscoala lui Horea, Cloșca și Crișan. Eroii martiri ai Revoluției Transilvanene din 1784, în fruntea moților, pornesc să zdrobească jugul iobăgiei. Acolo, sub gorunul lui Horea, este primul semnal de chemare la luptă pentru emancipare socială, mai ales pentru obținerea drepturilor sociale din partea autorităților de stat maghiare. Chipul lui Gheorghe Lazar, dascăl de carte românească, apare ca o trăsătură de unire între Revoluția Ardeleană și mișcarea lui Tudor Vladimirescu în Muntenia. Gheorghe Lazar a schimbat radical percepția culturală în Țara Românească, aici la București, și din perspectiva limbii. El face cu adevărat o revoluție, propune o școală în limba română. O școală la care vin copii ai comercianților, târgoveților, celor care aveau prăvălii. Prezența episcopului Ilarion al Argeșului alături de Tudor Vladimirescu arată prietenia celor doi. Ilarion al Argeșului l-a sfătuit în multe momente de cumpăna ale vieții sale. Costin Petrescu alege să reprezinte în fundal o culă oltenească, tocmai pentru a scoate și mai bine în evidență locul geografic de unde a pornit această mișcare revoluționară. În cadrul munților Apuseni, Avram Iancu, urmat de Buteanu, de tribunii și de oastea moților, însoțiți de preoți cu crucea în frunte, pornesc să dobândească prin sabie drepturile poporului la libertate. Statutul social al preoților nu diferea aproape deloc de cel al țăranilor. Și atunci emanciparea națională și socială era cea care îi determina deopotrivă pe intelectuali, pe țărani, dar și pe preoții români să fie alături, chiar aici reprezentați în această scenă de Avram Iancu. Bonjuriștii din principatele românești, feciorii de boieri adăpați la izvorul mișcărilor democratice din Apus, se văd îmbrățișându-se cu fraților țărani, ridicând steag de frăție și dreptate. În fundal se vede dealul Mitropoliei din București, teatrul multor mișcări naționale. Unirea principatelor din 1859. Acest mare act patriotic este simbolizat prin figurile a două fete, Muntenia și Moldova, depânând același fir, firul destinelor neamului,
în portul național al acestor ținuturi. Cele două fete apar lângă Alexandru Ioan Cuza. Lângă domnitori se văd țăranii ce primesc darul domnesc, precum și chipul lui Mihail Cogălnicianu. A fost un moment providențial pentru istoria modernă a României, acest moment 1889, unirea de la 24 ianuarie, marcând începutul statalității moderne, începutul statului românesc modern. Într-un cadru din epoca războiului de independență de la 1877-1878, este înfățișat Carol I, făuritorul independenței și întemeietorul regatului român. Acest episod al independenței este excepțional și lângă rege, modestă, jos, îmbrăcat aproape în straie simple, ca o femeie de-a noastră de la țară, este viitoarea regina Elisabeta, pentru că la momentul independenței Elisabeta era principesă, iar urma să devină regină după câțiva ani și și-a îndeplinit și ea menirea de regina României într-o manieră excepțională. Sunt și oameni simpli, sunt soldați, adică prin imagini semnificative e întreg neamul românesc acolo în frunte cu un principe care și-a jucat rolul într-o manieră excepțională. Atmosfera de război a tabloului precedent se continuă sub înfățișarea unui moment caracteristic din primul război mondial. Anul de jos, Ice Brătianu cercetează cu un ofițer o hartă. Într-o lumină învăluitoare se arată înveșmântați în atributele încoronării regele Ferdinand I și regina Maria, primii suverani ai României întregite, făuritorii idealului nostru secular. În fundal se vede silueta catedralei de la Alba Iulia. Lângă suverani este reprezentat un grup simbolic de patru fecioare în portul celor patru ținuturi românești unite, România, Ardealul, Bucovina și Basarabia. Costin Petrescu reia niște veșminte și semnele regale pe care el însuși le elaborase în perioada 1920-22. El le reia. De data asta le pictează, le cunoștea foarte bine și aș spune că sursele din care el s-a inspirat când a proiectat aceste însemne regale, coroane, mantii, buzduganul regelui, sunt portretele votive Neagoe Basarab și Milița de Spina, podoabele bizantine. Aș preciza însă, coroana regelui Ferdinand nu este desenată de Costin Petrescu. Toate celelalte atribute regale sunt desenate de Costin Petrescu. Coroana pe care a purtat-o regele Ferdinand la încoronare este coroana pe care a purtat-o în 1881 Carol I la încoronare. Era făcută din oțel într-un atelier al arsenalului armatei și era turnată din materialul unei țevi de tun cucerit la războiul din 1877. Deci un simbol al independenței naționale. Desenul coroanei pe care a purtat-o Ferdinand la coronare și pe care o purtase Carol I, îi se datorează lui Teodor Aman, un lucru care prea puțin se știe și se spune. Mantia lui Ferdinand, care amintește de granața bizantină, mai poartă și însemnele crucea Ordinului lui Mihai Viteazu. Vestimentația era de acest tip, neoromantic, romantic, cu trimiteri la sursele naționale și la epocile importante din istoria națiunii respective. Deci, linia stilistică nu este inventată nici de regina Maria, nici de regele Ferdinand, nici de neapărat de Costin Petrescu, ci este linia stilistică istoristă a epocii în care se înscriau astfel de încoronări care aveau loc la începutul de secol 20.
Ultima scenă, care a fost inaugurată în 1938, intitulată Consolidarea statului, nu se mai vede astăzi. La finalul frescei era reprezentat Carol al II-lea cu fiul său, Mihai, viitor rege, pe atunci voievod de Alba Iulia. Această scenă a fost scoasă, considerându-se o memorie damnată cea a lui Carol al II-lea. După abdicarea regelui Carol al II-lea, mareșalul Antonescu i-a cerut bunicului meu să șteargă acest pasaj din istorie, din frescă, considerând că nu face cinste istoriei noastre. Atunci s-a decis ca fresca să se termine cu episodul Marii Uniri de la 1918 și cu încoronarea regelui Ferdinand de la Alba Iulia. Există și o scrisoare pe care o avem, prin care bunicul meu îi răspunde președintelui Societății Ateneului apropo de cererea mareșalului Antonescu și prin care evocă modalitatea prin care se va face această înlocuire a acestui pasaj din frescă. În urma convocării de către domnul general Antonescu a delegațiunii Ateneului Român, spre a se determina remanierea părții finale din Marea Frescă, cu care ocazie mi s-a făcut onoarea să fiu și eu invitat, s-a hotărât ca desfășurarea evenimentelor reprezentate în Marea Frescă să se încheie cu marea izbândă națională a întregirii neamului, căreia să îi se dea o mai mare amploare. Domnul general Antonescu a mai adăugat că ar fi de dorit ca figura lui Ionel Brătianu să fie mai evidențiată, apoi în grupul ostașilor din escorta suveranului să se vadă chipurile celor doi mari generali ai epopeei noastre, Averescu și Prezan. Iar în grupul poporului ce primește pe suverani să se vadă, dacă se poate, și unele chipuri de personagi de seamă care au activat în înfăptuirea marii izbânde, cum ar fi, de exemplu, Gheorghe Pop de Băsești. Costin Petrescu. 1938 a fost un an al extremelor, cu împlinirea muncii lui ca artist, pentru că s-a inaugurat această frescă de la Ateneu, care a fost apogeul carierei sale, practic, în 1938. Și tragedia de care a fost lovită familia lui prin moartea singurei sale fiice în toamna anului 1938. Un alt moment de cumpănă a avut loc tot după preluarea puterii de comuniști. Pentru a ascunde adevărul unor momente istorice și mai ales rolul monarhiei în destinul țării, s-a dorit distrugerea frescei, dar a fost salvată, fiind acoperită în 1948 cu o cortină de catifea roșie. În 1966 a fost dezvelită fără prea multe explicații. E bine, se pare că aici a fost o fel de înțelegere între Gheorghe Udej și între patriarhul Justinian să încerce să se găsească o altă soluție. Și patriarhul Justinian a găsit soluția. Păi de ce s-o ștergeți? M-a acoperit. Era absolut un lucru de o subtilitate extraordinară. Dispărea fresca, nimeni nu mai discuta despre ea, dar nu era distrusă. Și atunci au pus deasupra ei și o tapiserie roșie, nu mai țin minte, era roșie, fără roșie care a acoperit-o acolo, până când Ceaușescu, cu revenirea lui la naționalism, a scos acoperișul și fresca a reapărut. Au fost o serie întreagă de personalități, se evocă aici numele lui Constantin Parhon, se evocă numele lui Mihail Sadoveanu, care au făcut ca fresca să fie numai acoperită. A fost în toată copilăria mea, când mergeam la Ateneu, la concerte, vedeam pânza cea roșie, d-un roșu pompean, d-un roșu închis, care acoperea această friză. Justinian a fost un mare nedreptățit, a spune, acea
formulă stupidă, Patriarhul Roșu, poate fi folosită numai de cei care nu cunosc istoria reală. Nu știu, personal nu știu date exacte, dar sunt convins că făcea parte din, ca și în cazul Pahon, ca și în cazul Sadoveanu, ca și în cazul altor intelectuali ai epocii, această salvare de la distrugerile de tip bolșevic seamănă cu politica acestor oameni care au colaborat cu regimul, dar au colaborat pentru a salva niște valori înainte de toate. Acoperirea ei în 1948 din motive ideologice a fost relatată într-o carte numită Deceniul Prăbușirilor de istoricul Mihai Pelin, care spune că în 1948 urma să aibă loc o primă mare serbare a noului regim și aceasta era ocazionată de împlinirea 100 de ani de la Revoluția din 1848. Ceea ce deranja regimul era fresca lui Costin Petrescu, în care era prezentă familia regală în cele trei generații ale ei. Și atunci, până la urmă, la Ministerul Artelor, de la Ministerul Artelor, a venit soluția acoperirii cu o draperie de catifea. Oricum, acoperirea cu draperie a fost realizată sub conducerea pictorului muralist care lucra la întreprinderea decorativă, Gheorghe Labin, care era și profesor de artă murală la Școala de Arte Frumoase din București. Să nu uităm că toți acești artiști care erau prinși în momentul acela în noile decizii care se luau de către nou regim, fuseseră elevi în Școala de Bele Arte, chiar dacă nu direct ai lui Costin Petrescu, dar ai generației de profesori din care făceau parte Costin Petrescu și știau să aprecieze profesionalismul unei asemenea personalități. Tatăl meu, care a ținut foarte mult la memoria părintelui său, a încercat pe cât posibil în perioada comunistă să păstreze în bune condiții fresca. A reușit cât de cât să o restaureze și în momentul când a fost dezvelită, toată lumea a răsuflat ușurată că totuși fresca era în condiții destul de bune. Costin Petrescu a mai operat cu imagini istorice, de pildă în fresca cu istoria poporului român din Transilvania, din sala de festivități a fostului colegiu academic al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Acea frescă extraordinară, firește mult mai mică decât fresca Ateneului, a fost și ea martelată, zugrăvită, în timpul ocupației Transilvaniei de Nord și a rămas așa, acoperită și distrusă aproape în timpul regimului comunist și abia după căderea comunismului, deci a avut o soartă mai proastă decât fresca Ateneului. Și acolo îi vedem pe toți ardelenii care au luptat, începând cu perioada medievală, până la Marea Unire pentru împlinirea visului acestuia. Spre sfârșitul vieții, prin anii 50, artistul a realizat și frescele din reședința patriarhală din București. De fapt, a început să picteze imediat după război, numai că, din păcate, s-a îmbolnăvit, după care a și murit, și lucrarea a fost terminată de tatăl meu, împreună cu unul dintre ucenicii bunicului meu, pictorul Rudeanu. Știu că a fost terminată de tatăl meu, care a vrut să respecte contractul pe care bunicul meu îl făcuse și cu Patriarhia pentru această lucrare. Vestibulul Paraclisului istoric cu hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al reședinței patriarhale este împodobit cu pictura pictorului Costin Petrescu la inițiativa Patriarhului Justinian Marina în anul 1951. Patriarhul Justinian Marina a preferat să lucreze cu Costin Petrescu împotriva curentului creat în epocă, împotriva sa, mai ales pentru calitățile sale deosebite, talentului său deosebit, pe care l-a probat Costin Petrescu înainte
la pictura Catedralei Unirii din Alba Iulia și la marea frescă, opera sa monumentală de la Ateneul Român. Pictura lui Costin Petrescu de la reședința patriarhală ilustrează contribuția lui Mihai Viteazu la consolidarea unității și a identității Bisericii Ortodoxe Române. Mihai Viteazul deopotrivă poate sta într-un loc mirean, într-o capitală a culturii, să zicem, într-un edificiu cultural cum este Ateneu, dar îi se cuvine un loc special într-un așezământ de asemenea amploare spirituală cum este reședința patriarhală. Mihai Viteazul a fost un domnitor profund credincios, un adevărat cruciat al vremii sale, un apărător al Bisericii și al Bisericii Ortodoxe și al creștinătății în general. Tabloul care atrage prima dată atenția, odată cu intrarea noastră în acest spațiu, este cel de pe peretele de vest, unde este zugrăvită scena sfințirii Bisericii Ortodoxe Române din Alba Iulia. Semnătura pictorului se poate observa în colțul drept al tabloului respectiv. Ca în toate lucrările pe care Costin Petrescu și-a lăsat semnătura, prin portretizări știute și neștiute, într-o înlănțuire continuă, ca într-o proiecție cinematografică, fresca de la Ateneu rămâne în conștiința românului icoana vie a clipelor de jertfă pentru făurirea unui ideal. Marea Unire, descoperind cu naturalețe prin secole de istorie, unitatea de credință și de neam a poporului român.